Fantastic, fabulos fenomen de lună nouă care are loc chiar acum. Interesant pentru că se întâmplă cu luminarile, spuneam, în primul semn de pământ, în semnul Taurului, conjuncte foarte apropiate de Uranus, proaspăt intrat în luna martie, la început tot în semnul Taurului. Și iarăși vom vorbi despre frumoasa conjuncție Pluton-Saturn din semnul Capricorn în al treilea decan. Vedem, avem foarte multe planete în al treilea decan și Marte se află în al treilea decan al Geminilor, un decan uranian, și Jupiter se află în al treilea decan al Săgetătorului, un decan solar. Deci iată cât de multe planete se află în ultimul decan, ceea ce înseamnă faptul că am ajuns la un sfârșit de ciclu, am ajuns într-o zonă în care trebuie să reevaluăm multe lucruri, să înțelegem, să ne depășim defectele, să devenim mult mai puternici, să încercăm să dominăm anumite lucruri care ne copleșesc și nu în ultimul rând să ne afiliem către acele poziții care ne reprezintă sufletește. Să începem așadar cu semnul berbecului, să vedem care ar fi aspectele cele mai importante pentru nativii berbec săptămâna următoare. Pentru aceștia încă Venus și Mercur se află în semn din 6 mai, însă Mercur deja o să intre în semnul Taurului și Venus din 15 mai, dar deocamdată se află aici. Acest lucru este foarte favorabil deoarece aduce în discuție foarte multe probleme financiare pentru nativii berbec. Știm că Mercur este negustorul, iar Venus este bunăstarea. Este clar că ei vor avea foarte multe lucruri de discutat cu cei cu care au în comun tot soiul de proiecte, de business-uri sau chiar cu șefii, cu oamenii de care depind pe zona aceasta. Mai mult decât atât, fenomenul de lună nouă se întâmplă pentru ei pe casa Taurului și în semnul Taurului și pe casa a doua. Deci iată de ce vorbim despre un aspect financiar deosebit de interesant și important care va avea loc săptămâna următoare. Ei, mai ales acei berbeci care se găsesc în situații delicate financiar sau care ar trebui să se pună la punct pe zona aceasta financiară, ar fi ideal să înțeleagă faptul că acum este un moment bun pentru a fructifica orice oportunitate financiară sau chiar ar putea să se implice în activități legate de bunăstarea altor persoane, pentru că știm că este o perioadă neptuniană în când ne va merge cu atât mai bine cu cât și noi îi ajutăm pe alții. Le recomandăm nativilor berbec care acum au acest Neptun în casa a 12-a, casa empatiei sufletești, să își ajute semenii și să fie foarte deschiși la problemele celorlalți, pentru că aceasta este o condiție pentru ca și lor, pentru a le merge bine și lor. Să vedem, Cristina, care este aspectul care îți atrage cel mai mult atenția pentru nativii berbec săptămâna aceasta? Berbecii au trecut prin perioade foarte intense și martie și aprilie, dar mai se vede a fi o lună mult mai favorabilă pentru ei, poate cea mai bună lună din acest an 2019. Deci Marte este încă în Gemeni, în semnul încă în Gemeni până în 15 mai și stimulează foarte mult să călătorească, să scrie, să ia legătura cu prietenii, cu persoanele care îi înconjoară. Gemenii ca semn de aer se mișcă foarte repede, iar berbecii ca semn de foc le place să acționeze repede. Deci aceste două semne le pot accelera ritmul în această primă parte a lunii mai. Le sugerez berbecilor să facă planuri, să călătorească și să acționeze în prima jumătate a lunii, deoarece Marte, când va intra în Rac pe 15 mai, îi va împinge și va îndrepta multă atenția spre interior, spre casa lor. Deci această oportunitate de prime două săptămâni le oferă mult timp să stea în afara lor. Deci este pentru prima dată în 2 ani când energia lui Marte susține atât de mult. Deci dacă trebuie să se mute, să renoveze, să facă reparații, bine să le facă după 15 mai. Pentru că această lună nouă în Taur este în casa a doua devenită a lor, plus că este energia lui Uranus și soarele în această casa a doua, și știm că energia lui Uranus aduce aspecte neașteptate care pot fi la extreme. Fie pot avea un flux mare de bani, fie poate să fie invers, da, să pierdă foarte mulți bani. Ce îi sfătuim pe nativii berbec săptămâna următoare? Pentru că acest Marte, care este destul de puternic, vorbeam despre al treilea decan, decanul Vărsătorului pentru ei. Vărsătorul, știm că este o zodie guvernată de planeta Uranus, o planeta inventivității, octava superioară a lui Mercur. Deci, iată acest Marte în al treilea decan al Gemenilor, pentru ei, pe casa a treia, tot o casă mercuriană a inteligenței, presupune o formulă în care berbecii trebuie să se reinventeze, să-și pună mintea la contribuție, să devină original, să devină foarte creativ, să devină buni în ceea ce fac și să se perfecționeze. Este o perioadă bună pentru acei berbeci specialiști foarte buni în ceva, cei care vor să se autodepășească sau chiar să
îi ajute pe alții să devină mai buni în ceea ce fac. Este o perioadă care nu invită absolut deloc la stagnare. Este o perioadă a începuturilor. Știm că fenomenul de lună nouă întotdeauna atrage atenția asupra faptului că este bine în ziua în care este lună nouă să faci ceva nou. Chiar dacă, bine, mă refer la lucruri sigur că de anvergură, nu neapărat nu știu, să mergi undeva unde n-ai mai fost până atunci. Deci lucruri de forță, lucruri de esență. Mai ales că Uranus, care este și el responsabil cu începuturile, de abia este intrat în semnul Taurului, iar acum fenomenul de lună nouă are loc în semnul Taurului, conjunct fiind cu Uranus. Acesta este un pont pentru toate zodiile, nu numai pentru berbești, dar mai mult pentru berbești, pentru că ei sunt însăși zodia începuturilor, primul semn zodiacal. Este foarte important să fructifice forța astrală de astăzi și de mâine, și chiar și de poimâine, pentru a face ceva unic, ceva nou, original, nou pentru că e fenomen de lună nouă, original pentru că este conjuncție cu Uranus și în zona financiară pentru că se întâmplă în semnul Taurului. Deci, iată trei lucruri de care berbecii ar trebui să țină cont. Zodiile care sunt cele mai antrenate sau oamenii care au tipar din zodiile respective sunt într-adevăr berbecii, pentru că ei sunt un semn al începuturilor, Taurul, pentru că în semnul lor are loc acest fenomen de lună nouă. Și bineînțeles, mai sunt câteva zodii, o să le numim atunci când ajungem la semnul lor, care vor fi direct afectate, de fapt direct amprentate, nu afectate, de acest fenomen de lună nouă. Foarte favorabil, repet, pentru berbeci pe zona financiară. Acolo trebuie speculat momentul. Deci ar putea să înceapă o activitate nouă sau să se întâlnească cu persoane care pot fi productive pentru ei pe zona aceasta. Din punct de vedere emoțional, iarăși este o perioadă interesantă pentru că sunt foarte empatici. Pot ajuta oameni, își pot condiționa norocul ajutându-i pe ceilalți și vor fi și ei ajutați la rândul lor direct de către divinitate sau de către alte persoane. Așa este, știm că începe luna nouă, chiar acțiunea cu 10 zile după luna nouă ajută foarte mult, deci pentru este foarte important să acționeze acum, mai ales că Mercur este acum în casa 6-a proiectelor lor de lucru, este bine poziționat cu Jupiter, care la început, acum ca lună nouă, Jupiter știm că este planeta profiturilor, le ajută foarte mult, dar fără acțiune nu s-ar întâmpla nimic. Și Neptun, care este planeta creativității, este orientată frumos cu Soarele și luna nouă din acest moment, deci contribuie la inspirații, la perspective, la idei noi. Deci iată că sunt ajutați și de această energie a lui Neptun, care este foarte creativă, și pe 9 mai Venus este în berbec și cu Jupiter le creează o zi foarte benefică, mai ales pentru călătorii, un interviu, ceva nou în cariera lor, o prezentare sau un eveniment. Deci prima parte a lunii va fi momentul potrivit pentru a ieși pentru ei, pentru berbeci, să socializeze, să cunoască oameni, pentru că și energia Taurului le oferă o energie practică, stabilă, pragmatică, de nou început, deci este o surpriză, este posibil să aibă o surpriză foarte bună în venituri, dar contează foarte mult să acționeze. Și tot ce fac la această lună nouă va influența și luna plină, care va fi în Scorpion pe 18 mai. Deci acțiunea de la această lună nouă va duce foarte multă energie pentru luna plină, când va fi în casa 8-a banilor altor oameni. Deci orice acțiune care ei o întreprind acum va fi foarte benefică pentru ei și pentru viitor. Mai ales că și la luna plină, care va fi pe 18 mai, va fi Soarele și Saturn și Pluto. Iată două planete financiare care în prezent se află în casa 10-a lor de faimă, onoruri și realizări și îndeamnă la muncă și să fie foarte activ. Mergem mai departe să vedem pentru Tauri săptămâna care urmează. Am spus deja că fenomenul de lună nouă are loc cu luna conjunctă cu Soarele și